urmări, dacă așa stau lucrurile, nu, domnule general Barbu, ai urmări să obții efectul de deces al pacientului respectiv. Da. Pentru că ai considerat tu că n-are niciun fel de șanse. Și ai zis, bă, mai bine moare, nu? Sau cum? Adică așa se poate întâmpla și în alte ocazii, te poți întreba. Ei, asta sau e întrebarea. Poate în pandemie. Sigur. Sau poate în pandemie, sigur. Pentru că acum ne uităm și la câți au murit în spitale în pandemie. Sigur. Aici e mare emoție. Wow. De ce? Există două situații. Scripticul și fapticul. Da. Scripticul este cel care a fost controlat de corpul de control al ministrului. De ce înseamnă că eu în momentul ăsta, dacă dintre scriptic, cum spuneți noastră foarte clar, și faptic... Și faptic există, este diferență. Înseamnă că... Înseamnă că din momentul ăsta avem cu toți o emoție. Da. Nu numai la noradrenalină. Scripticul nu neapărat arată faptele. Și sigur, avem o pentru emoție că și scriptic... cu privire la ceilalți medici care au consemnat. Exact. Iată, deci. De scripticul spune așa, te duci dimineața și îi dai 5 pastile verzi. Da. Nu zice numai injectomatul, okay. Că aici la injectomat a fost ideea că am putut să vedem cu da, certitudine. Pentru că la odată ce se programează, rămâne în el. Dar iată soft. Unde nu e soft. Unde nu e soft. Îi dai 5 pastile albastre. Vine persoana și dă doar 2. Dar în script arată 5. Dar în script e 5. Vine controlul, se uită în 5. Întreabă persoana. Mușamalizare. Da, domne, am dat 5. Cum faci? Domnule Bogdan Chiriac?